momentul acesta pentru că un asemenea lucru, ungerea aceasta lui David, a unui copil, a unui cioban, a unui om sărac, împăratul unei țări, aduce speranță celui mai necăjit și mai sărac om din lumea asta. Faptul că Dumnezeu se uite la inimă și nu la înfățișarea noastră aduce nădejde oricărei ființe umane, indiferent cât de joasă ar fi ea pe scara socială. Dumnezeu să uite la inima noastră. În seara aceasta aș vrea să continuăm subiectul acesta despre David și oamenii lui și, în special, aș vrea să medităm puțin la o expresie pe care o folosește Dumnezeu în legătură cu David. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Găsiți versetul acesta în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 22. Este predica pe care o ține înaintea poporului Pavel la Perga și vorbește despre David, despre istoria aceasta lui David. Citează din Vechiul Testament afirmația pe care Dumnezeu o face în legătură cu David. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Practic, ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici este că David este omul care este iubit de Dumnezeu, este conform inimii lui Dumnezeu, cum își dorește inima lui Dumnezeu să fie un om și, în al doilea rând, este un om care ascultă Întreaga voința lui Dumnezeu, ascultă de toate voia lui Dumnezeu. Practic, este omul care se călăuzește după Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, face voia lui Dumnezeu. Cineva a spus că există mai multe moduri în care noi ne putem călăuzi în viață. În primul rând, cei mai mulți oameni se călăuzesc după simțuri. Îmi place sau nu-mi place. Decidem în viață după simțurile noastre. Ne place de fata asta, o luăm de nevastă. Ne place de băiatul ăla, îl acceptăm ca soț. Ne place casa asta, o cumpărăm. Ne place mașina asta, o cumpărăm. Ne place în America, plecăm din România și venim în America. Oamenii să călăuzesc după simțurile lor. Apoi există oameni care să călăuzesc după rațiune. Probabil ăștia sunt mai puțin. Este avantajos sau nu este avantajos? Uh, discutam înainte cu frații de la clădire acolo unde lucrăm că ceea ce m-a impresionat foarte mult în România este faptul că uh, românii toate businessurile care le deschid acum și le fac, le fac foarte high class. Totul este excelent. Dacă te duci la o benzinărie în România la ora actuală, E șocat de luxul care există, de mărfurile și de modul în care este organizat o asemenea benzinărie. Te duci la o benzinărie în Arizona, te apucă spaima. Nu? Parcă noi americani am rămas în urmă. Se întâmplă lucrurile astea pentru că americanul se conduce după rațiune. El spune așa, am cumpărat computerele astea, am cumpărat mobilierul ăsta pentru magazin. Ăsta se amortizează în 10 ani. Îl ținem în 10 ani până când se amortizează. Americanul se conduce după rațiune. Am fost la Best Buy și am fost supărat pe aia că mergeau computerele foarte încet. Adică la ăștia care vând, vând, computerele, computerele lor sunt pe, de pe vremea lui Pazvan Chiar m-am supărat și am zis, Doamne, dă ceva cafea la computerul ăla, că văd că nu merge, doamne, doarme, nu? Aștepta acolo să lucreze computerul. Și am spus, de ce voi care vindeți computere nu le schimbați, domnule, până ceva ultimul recnăt? Și mi-au zis, ce nu s-ar amortiza? Trebuie să mai stăm câțiva ani cu ele până când. Pentru că americanii se conduc după rațiune. Nu? Este avantajos? Nu este avantajos. Românul se conduce după simțuri. Facem ceva să le rupe în gură la toată lumea. Când intră în benzineria noastră, să pice jos. Da? E alt mod de a te conduce. Pe urmă, există oameni care sunt să călăuzesc în viață după propria lor voință. Ei vreau să facă așa cum vor ei. Să fie așa cum vor ei. Nu contează că e bine, nu e bine, îi place, nu îi place, dar e cum vrea el. Nu? Există apoi oameni care să călăuzesc după voia lui Dumnezeu. Înainte de a face ceva, întreabă pe Dumnezeu. Vor să știe ce vrea Dumnezeu, care este ideea lui Dumnezeu în legătură cu lucrurile acestea. E bine, David a fost un asemenea om care s-a călăuzit în viață după voia lui Dumnezeu. A vrut să știe părerea lui Dumnezeu de fiecare dată. Există un contrast foarte mare între David și predecesorul lui Saul. Pentru că Saul este un om după propria lui inimă. Ăsta face ce îi place lui, face ce vrea el, face ce îi avantajos pentru el. Ori Dumnezeu când s-a uitat la inima lui David, a găsit o inimă ascultătoare, a găsit inima unui om care ține cont de părerea lui Dumnezeu. Din nenorocire însă, o serie de oameni din jurul nostru și din păcate sunt tot mai puțini, tot mai puțini, până și între credincioși, între noi, tot mai rar Punem întrebarea aceasta oare ce zice Dumnezeu de un asemenea lucru? Care este părerea lui? Care este voia Domnului? În marele decizii ale vieții noastre nu ne punem întrebarea ce vrea Dumnezeu, ci punem întrebarea ne place sau nu ne place? E avantajos sau nu e avantajos? E cum vreau eu? Și știți bine ce iese după toată problema asta. Hai să fim sinceri, dacă cu ani în urmă, când a fost bumul acela economic, nu, ne-am fi pus întrebarea, oare ce zice Dumnezeu? Cumpărăm sau nu cumpărăm? Nu? Am fi fost scutiți de o serie de necazuri. Dar ne-am condus după simțuri. Ne-a plăcut. Nu? Am crezut că este avantajos și s-a dovedit că nu e chiar așa. Am vrut să facem cum vrem noi. Și a ieșit, știți bine cum a ieșit în final. Ce-ar fi să devenim oameni după inima lui Dumnezeu, ascultând toate voile lui, împlinind toate voințele lui Dumnezeu? Aș vrea să ne uităm puțin în viața lui David și în minutele care, au urmat, care urmează să vedem câteva lucruri care îl caracterizează pe omul acesta și de ce el a fost numit omul după inima lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm bine, păcătos ca David foarte puțini au fost în Vechiul Testament, nu? A fost cel mai mare păcătos al Vechiului Testament și cel mai mare sfânt în același timp, nu? Ați auzit chiar în predica de limba engleză câteva dintre păcatele zdravene pe care le-a făcut David, nu-i așa? A comis adulter, a comis crime Uh, a avut mai multe neveste, nu s-a purtat fain cu ele, cu copiii, a fost un tată dezastruos, a făcut uh, părtinire între ei, a, a fost un om al sângelui mult, a vărsat foarte mult sânge, mai ales în perioada în care a fost haiduc. Și Dumnezeu a spus, pentru că ai vărsat așa mult sânge, nu-ți dau voie să construiești templu, pentru că ai mâinile pătate cu sânge. David a comis enorm de multe păcate. Și totuși, foarte ciudat, How in the world, nu? Cum zicem noi? Cum se poate cu un om care a avut la activul lui așa multe păcate, nu? A rămas totuși un om după voia lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu. Cum de a plăcut lui Dumnezeu de un asemenea om? Păi hai să fim serioși, dacă ar fi în biserica noastră, l-am dat afară la prima ședință. nu e așa? L-am dat afară la prima ședință. Adulte, și-a înșelat nevasta, au omorât pe cineva. <laughs> wow! Wow! Nu. No. Până l-am dat afară dacă l-am prinde că fumează. <gângă> nu? L-am dat afară dacă l-am prinde că bău ceva, nu? Da să faci și adulter, nu? Și să te vadă și te știe toată lumea. Și apoi să ai de și de nevastă pe aia. Nu? Și să-l omori și pe bărbatul lui aia. Teribil. Păcatele astea sunt teribile. Cum se poate totuși, cu o asemenea istorie în teribilă, să fii totuși un om după inima lui Dumnezeu? Cum inima lui Dumnezeu s-a putut lipi de un asemenea om? Cel puțin cinci lucruri ar vrea să menționeze în această seară. În primul rând, Dumnezeu a fost centrul vieții lui David. Toată viața lui, David s-a călăuzit după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost personajul principal al existenței sale. Dumnezeu n-a fost o noțiune, n-a fost ceva la care ne gândim la Crăciun și la Paști sau, eventual, Duminica, cel mai bun caz, nu? Ne aducem aminte că există. Numele lui Dumnezeu n-a fost rostit de David numai când, eu știu, i-a venit să înjure. Că unii oameni pomenesc numele lui Dumnezeu numai când înjură. Nu? N -a fost, numele lui Dumnezeu n-a fost uh, un nume la care apelează când e la necaz. Nu? Doamne, iartă-mă, scapă-mă, Doamne, nu? Ajută-mă, Doamne, scoate-mă din încurcătură, Doamne, pentru că cei mai mulți oameni se gândesc la Dumnezeu când dau de necazuri. Pentru David nu a fost un asemenea lucru deloc. Dacă citim și ar vrea să citim din 1 Samuel, capitolul 13, versetul 14, iată ce spune textul Sfintei Scripturi. Dar acum domnia ta nu va dăinui, Domnul și-a ales un alt om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Iată că prin versetul ăsta Dumnezeu ia domnia, sceptrul de conducere din mâna lui Saul și îl dă unui om după inima lui Dumnezeu pe care l-a rânduit să fie căpetenia, lui Dumnezeu, căpetenia poporului lui Dumnezeu. Uh, relația lui David cu Dumnezeu este o relație personală. Dumnezeu este parte activă a vieții acestui om. Probabil s-a construit în timpul acelor ani în urma oilor. Cu chitara în mână sau dacă vreți, probabil era harfă, nu? Harfa aceea lui David, fluierul ciobanului dacă vreți. Acolo s-au născut primii psalmi. Primele cântări de laudă. Dumnezeu a fost tovarășul nopților lungi de priveghere în, în paza oilor. Dumnezeu a fost omul, a fost ființa cu care David a vorbit atunci când nu avea cu cine să vorbească. David a construit de-a lungul anilor o relație personală cu Dumnezeu, a stat de vorbă cu Dumnezeu. Tot ce face, tot ce spune David, dovedește că Domnul este preocuparea principală a vieții sale. David este un om care caută inima lui Dumnezeu. O caută. Iată ce spune uh, același întâi uh, Samuel, capitolul uh, 16 de data asta, despre această căutare a inimii lui Dumnezeu pe care o face David de fiecare dată. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 6. Haideți să citim cuvântul de aici. Când a intrat ei, Samuel a văzut pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul Iisus lui Samuel nu te uita la înfățișare și la înălțină mea lui, că l-am lepădat. Domnul nu se uite la ce se uite omul, omul se uite la ceea ce izbe, 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 izbește ochii, dar domnul se uite la inimă. Așa trece în revistă cuvântul lui Dumnezeu fiecare dintre fiii lui Isai, Abinadab, apoi după el vin ceilalți șapte fii a lui Isai și în în final, Samuel spune, da, bine, bine, unde este ultimul? Mai este unul? Mai este vreunul? Și Isai l-a chemat pe David, era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă și Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și ungel l căci el este. Samuel a luat cornul cu un delem și la un se mijlocul fraților lui, Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și din celelalte următoare. David este un om după inima lui Dumnezeu, care caută inima lui Dumnezeu și este plin de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu este centrul vieții lui. Hai să ne punem întrebarea asta, cât de central este Dumnezeu în viața mea? Mă trezesc de dimineață, am ceapă de făcut, uneori uităm până și să ne rugăm, nu? Eu vin dintr-o familie de țărani. Nu exista să înceapă lucrul la ogor până ce bunicul nu scotea pălăria din cap, să ne ia încă mâinile pe cornile plugului, lua pălăria și zicea, Doamne, ajută și făcea o rugăciune înainte de începe prima brazdă. Dumnezeu era la început, la început Dumnezeu. Mai este Dumnezeu la începutul vieții noastre sau este o noțiune teologică? Este o motivul unor sărbători religioase? Pentru David, Dumnezeu este esența vieții sale, este centrul existenței lui. Un al doilea lucru care îl caracterizează pe David și de aceea el este un om după inima lui Dumnezeu, este că David este ascultător. El va împlini toate voile mele, va asculta de mine, spune Dumnezeu, va împlini voința mea. Preocuparea numărul unu a lui David este să fie în voia lui Dumnezeu. Asculte de Domnul în orice împrejurare. Să mă duc să-i urmăresc pe amaleciții care ne-au devastat familiile du-te, spune Domnul și vei urmări, să mă duc sau să nu mă duc. Altă dată spune, Doamne, să mă duc și Domnul spune, nu, nu te duce până nu vei auzi pașii mei deasupra duzilor. Până când David nu aude de la Dumnezeu, nu face nimic. Ascultă. Când Dumnezeu spune ceva, ascultă întru totul. Noțiunea aceasta de ascultare e foarte nepopulară în America, nu? De la ascultarea de părinți, care e teribilă, nu? Ascultarea de nevestelor, ascultați de bărbații voștri, nu, no, asta e chiar absolut totalmente nepopular în America. Să asculți de mai mari tăi, what, what? Care e mai mare? Cine e mai mare aici? Eu sau ei? Nu? A asculta e foarte nepopular. Când asculți, înseamnă că Ești supus, înseamnă că cineva e mai mare decât tine și noi toți suntem egali aici. Absolut, toți suntem egali. Nu vrem să ascultăm de nimeni, nu? Ori, David știe să asculte. Când, om, când un om știe să asculte de Dumnezeu, ascultă și alții de el. Știți asta? Când un bărbat ascultă de Hristos, ascultă și nevasta de bărbatul ăla. Când noi nu ne supunem altora, nici alții nu ne supun nouă. Un al treilea lucru care îl caracterizează pe David este umilința sa, o umilință autentică. Umilința lui David vine dintr-o viață trăită înaintea lui Dumnezeu. David știe cine este vis-a-vis -vis de Dumnezeu, nu vis-a-vis -vis de alții. ne noastră că noi ne comparăm întotdeauna cu ceilalți de lângă noi. Nu-i așa? Nu este mai frumos decât aia alții? mai deștepți decât ai alați, suntem mai bogați decât ai alați. Nu? știți cum a zis Creangă? Zice, am crezut că sunt prost. Dar când am văzut pe restul lumii, am început să prind curaj. Nu? Am început să prind curaj. <laughs> Pentru că ăia sunt mai proști decât noi, mai nepricepuți decât noi, când ne comparăm cu alții, întotdeauna tragem concluzii de genul ăsta. Dar dacă stai și te uiți în oglinda lui Dumnezeu, cum te vede pe tine Dumnezeu, când stai în prezența lui Hristos, care este om desăvârșit, nu? Și Dumnezeu desăvârșit în același timp, nu mai ai motive de îngânfare. David se cunoaște pe sine așa cum îl cunoaște Dumnezeu. David este lipsit de aroganța împăraților din vremea aceea. Mi-era cât ce să vă duc un portret de al Obama, nu? care spune totul despre aroganța marilor lideri, nu? cu nasul pe sus, deja vede stele. E teribilă aroganța asta a liderilor, a, a, a oamenilor mari. Împărații din vremea aceea erau de o aroganță teribilă, îngrozitoare. Nu puteai să le spun nimic dacă voi să mai uh, ai capul pe umeri. nu e așa? Ori, dacă vă uitați în viața lui David, îl jocorește și mei. Și mei este un om rău, care atunci când vede că David a dat de necaz, știți bine spiritual, aha, ți-a venit rândul, bine ți-a făcut. Acum te pedepsește Dumnezeu. Oamenii aceia care se bucură din succesul tău, care se bucură că în sfârșit a venit și ție ceasul, nu? A strigat după David, a aruncat cu praf în aer, l-a blestemat pe David. S-a bucurat de faptul că fiul lui l-a scos afară din casă. Știți ce a zis David? Nu vă atingeți de el. Poate că Dumnezeu l-a pus să mă umilească, să mă batjocorească. Merită asta. Nu s-a atins de el. David are o umilință autentică. Dacă lumea asta are nevoie de ceva și creștinismul contemporan are nevoie de ceva în aceste zile, este de o umilință autentică. Cum deschidem gura vom vorbim numai despre noi ce succes avem, ce mai pomeniți copii avem, cât de bogați suntem, cât de merge businessul de numai, numai. Pe dumneavoastră nu vă enervează chestiile astea? Spunea soția, nu mă mai duc la nicio conferință de păstori, domnule, de soție de păstori, Nu mai vreau să... De ce? Zice, nu mai rezistă încă o poveste de succes. Toată lumea are copii cu minți, deștepți, frumoși, numai nota 10 au. Numai noi avem prunț răi. Noi aveam normal, copii normal și recunoșteam că așa sunt, nu? Dacă te duci, și auzi numai povești de succes, este foarte greu să mai rezești la încă una. nu e așa? E nevoie de o umilință autentică. Omul umilit este transparent. Nu se teme că o să se spargă fațada și o să afle lumea cine suntem noi. În al patrulea rând, ceea ce îl caracterizează pe David este o pocăință autentică. Întotdeauna omul acesta care este după inima lui Dumnezeu, când face un păcat, se pocăiește și se pocăiește cu sac și cenușă. Dacă cineva a știut să se pocăiască, ăsta a fost David. Mărturisește, mărturisește public dă jos corana împărătească și își pune un pânză de sac și își presară cenușă în cap. Știe să se pocăiască, știe să recunoască păcatele. David nu emite explicații, justificări, nu? Ci plânge, se căiește, regretă, își îndreaptă viața. Încercați să confruntați pe cineva cu unul dintre păcatele pe care l-a comis și să vedeți ce se întâmplă. În primul rând vă văd, face un dușman pentru restul vieții, nu? Cine ești tu? Știți care este versetul din Biblie cel mai cunoscut de lumea de astăzi? Știți care este? Eu am nu, nu e adevărat. Nu judeca ca să nu fii judecat. Ăsta este cel mai cunoscut și mai popular verset din Biblie nu judeca ca să nu fi judecat. Who are you to judge me? Cine ești tu să mă judeci pe mine? Asta este cel mai popular verset. Nu confrunta pe cineva cu păcatele lui, pentru că te vei lovi imediat de cine ești tu să-mi spui mie că eu sunt păcătos. În al doilea rând, vei auzi explicații, vei găsi justificări o, oh, el nu este de vină. El a făcut asta pentru că a fost o conjunctură așa, pentru că altcineva l-a făcut să facă treaba asta, nu? Aceeași poveste, veche, de când lumea. Adam, de ce ai mâncat, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o tu, nu? Dacă nu mi-ai fi dat femeia asta care era cu ochii după fructele interzise, n ajungeam aici, nu? Eva, de ce ai făcut treaba asta? Doamne, șarpele, nu? Șarpele ăsta, sneaky, șmecherul ăsta care s-a vrut în grădina Edenului, ăsta au venit cu ideea, doamne. Dacă nu era șarpele, nu mâncam eu din pomul ăsta. Explicații, justificări pentru păcatele comise. Ori de câte ori auzim și vedem păcatul unuia, zilele trecute a fost mai mult decât evident. L-au găsit pe Obama cu de vreo 40 de ori. Că a spus o să... cine vrea cu insuranțul lui, cu ala să rămână. Nu vi se schimbă doctorii. Nu? Și în final ce a ieșit? Ce a ieșit? Exact pe două s-a făcut. L-au forțat în final să vină și să recunoască. Nu a mințit-o. A, a spus un pic altfel decât adevărul. nu? teribilă chestiunea asta. Oamenii găsesc justificări, găsesc explicații și găsești foarte puțină pocăință atunci când se te prinde asupra faptului, nu? Oamenii trebuie să învețe pocăința, trebuie să învățăm să ne pocăim atunci când am păcătuit și nu să învățăm niște justificări mai subtile la păcatele pe care le-am comis. Și ultimul lucru care îl caracterizează pe David este că David știe să se închine înaintea lui Jehova ca nimeni altul. Este o caracteristică a acestui bărbat. Omul acesta a creat psalmi, cântările de lui David sună și astăzi în adunările poporului lui Dumnezeu și a creștinismului contemporan. Psalmii lui David au fost creați pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Închinarea înaintea lui Dumnezeu este atitudinea inimii noastre față de Domnul. Cineva spunea că închinarea este consumarea voită a dragostei noastre față de Dumnezeu. Nu este un moft că venim duminică seara și vine grupa de laudă și închinare și acum să ne închinăm cu toții Domnului. Este un ritual bisericesc. Nu este asta absolut deloc. Putem să cântăm mai bine ca Pavarotti. Nu este închinare. Atitudinea inimii mele este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Aici trebuie să lucrăm. E bine că lucrăm și la partea muzicală, bine că lucrăm și ne pregătim să cântăm tot mai bine. Dar la inima noastră nu poate lucra nimeni decât noi și Duhul lui Dumnezeu. Lăsați-L pe Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească să fim închinători adevărați. David știe să se închine înaintea lui Dumnezeu. David a construit lui Dumnezeu un cort. Înainte să se construiască templu, David a spus, Doamne, dacă n-am voie să fac templu, dăm voie să fac un cort înainte de templu. Și a făcut un cort, cortul lui David. Cei care a fost la, a fost la Ierusalim, cortul lui David este, a fost, de fapt, pe locul unde, este, unde, a fost, în sfânt, a fost revărsarea Duhului Sfânt la Rusalii. Odaia de sus. Pe locul Odaiei de sus a fost instalat altă dată cortul lui David. Este întâmplător, nu, nu, întâmplător este lucrul ăsta. În zona aceea, lângă intrarea în cetate, unde este odaia de sus, a fost de fapt cortul lui David. Cum a fost cortul lui David? David a organizat o închinare înaintea lui Dumnezeu 24 de ore pe zi. 24 de ore pe zi în continuu cântăreții lui David cântau psalmii lui Dumnezeu și chivotul legământului era în cortul acesta și avea acces oricine la el. Nu întâmplător în Noul Testament ni se spune că Dumnezeu va restabili cortul lui David. Dumnezeu vrea o asemenea închinare. Fiecare să avem acces la Dumnezeu la chivotul legământului lui Dumnezeu și să-i aducem Laudele noastre și închinarea noastră permanentă înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce l-a caracterizat pe David a fost și această închinare din toată inima înaintea lui Dumnezeu. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră sunteți creștini și vreți să fiți oameni după inima lui Dumnezeu. Iată câteva sugestii din viața lui David. Faceți din Dumnezeu centrul vieții voastre, personajul numărul unu a vieții voastre, mai important decât oricine. A fost o zi în viața mea când a trebuit să confrunt un membru a familiei mele și am spus, ascultă-mă bine, după Dumnezeu din cerul primul pentru mine în viața este Dumnezeu. Al doilea după Dumnezeu în viața mea este soția mea. Pe urmă vine tata, mama, surorile și frații mei. Asta este ordinea, să fie foarte clar. Să fie foarte clar. Nimic nu poate lua locul lui Dumnezeu din viața ta. Nimic. Cine ia locul lui Dumnezeu este un idol care îți va ruina viața. ascultă mă bine. Cine ia locul lui Dumnezeu este idolul care să ți ruineze viața. Fă din Dumnezeu personajul numărul unu a vieții tale. Stai de vorbă cu el. Vorbește cu el. Caută-l. Ascultă-l apoi. Ascultă-l pe Dumnezeu, împlinește voia lui, întreabă-l care este voia lui Dumnezeu. Mă duc sau nu mă duc, fac lucruri cu tare sau nu-l fac, cumpăr sau nu cumpăr. La marile decizii ale vieții, întreabă-l pe Dumnezeu. Dezvoltă un spirit de umilință autentică. Tuturor ne-ar place să fim VIP, așa e? Am fost în România și uh, avem un frate de la biserica Betel din Oradea, este proprietarul uh, hotelului continental din oraș și întotdeauna eu sunt musafirul domnului director. Okay? Ne dă un apartament și tot personajul hotelului ne tratează ca musafirii domnului director. Foarte ușor iese să tragi concluzia că eu am VIP, nu? Very important person. Ar trebui să știi că este very important peanut. Ok? Not a very important person. <laughs> pentru că uh, toți oamenii sunt foarte importanți. Hristos a murit pentru toți, pentru toți oamenii. Toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui, lui, Dumnezeu. Pentru toți oamenii a murit Hristos. Nu ești cu nimic mai important decât ai alții. Dar este foarte ușor să tragi concluzia că tu ești mai important decât aia alții. Și atunci ți-ai pierdut umilința. De fapt, cineva spunea că umilința este calitatea pe care o pierdem în ziua în care am constatat că o avem. Când am tras concluzia că suntem umiliți, în ziua aia am pierdut-o complet, uh, umilința noastră. Vorba uneia a zice, singurul nostru defect este că suntem prea modești. În al patrulea rând, dacă vrei să fii un om după inima lui Dumnezeu, când o faci de oaie, pocăiește-te. Nu mai încerca soluțiile altele, că nu merg, nu funcționează. Poți să ai justificări grozave, să fii cel mai grozav lawyer sau liar, doesn't matter. Nu se întâmplă nimic. Numai pocăința este singura care te scoate din groapa aia. Recunoaște-o, mărturisește-o și termină cu ea. Și în ultima, ultimul lucru, învață să te închini cu adevărat lui Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu. Laudă-L pentru măreția Lui, pentru bunătatea Lui. Și nu uita nici una din bunătățile Lui, așa cum spune psalmistul. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem în seara aceasta cu o rugăciune. Și ar vrea să ne rugăm fiecare personal și să spunem Doamne, aș vrea așa de mult să fiu un om după inima Ta, să-ți placă de mine. Ochii Tăi să găsească plăcere în căile mele, dar și ochii mei să găsească plăcere în căile tale. lipește minima inima de Tine, Doamne, și ajută-mă să fiu un om după inima Ta. Să ne rugăm. Doamne, în seara asta stăm înaintea Ta.